agricultura buzoiană a fost dezastru anul acesta. O arată cuantumul pagubelor și o recunoaște chiar și ministrul agriculturii. Cu alte cuvinte, recoltele au fost aproape inexistente atât la grâu cât și la porumb și floarea soarelui, iar hambarele fermierilor din Buzău sunt aproape goale în această toamnă. Totuși, există o speranță pentru ca primăvara anului următor să le aducă venituri bune agricultorilor. Seceta a distrus aproape tot de pe câmpurile Buzăului. La finalul anului agricol, fermierii au avut de contabilizat doar pierderi. Cifrele centralizate de Direcția Agricolă Buzău ca urmare a constatărilor făcute în teren, după ce au primit înștiințările de la fermieri, arată o situație dramatică în tot județul. În fără din toamnă, semnat în toamnă, avem 46.000 de hectare de secetă pedologică cu un prejudiciu estimat de aproximativ 200 de milioane de lei. Iar pentru culturile din primăvară, la ceea ce a fost evaluat până acum, avem un 20.000 de hectare, în special porumb și floarea soarelui, unde prejudiciul se anunță la în jur de 50 de milioane de lei. Dar, repet, procesul încă nu este finalizat, el continuă și în aproximativ 2-3 săptămâni sperăm să fie finalizat pe de-a întregul și cu acest raport pentru culturile din primăvară. 20.000 de hectare din ce suprafață cultivată? Din 20.000 de hectare vorbim de procese verbale încheiate, deci nu din înștiințări, dintr-o suprafață de 140.000 de hectare. Deci spuneam că nu avem toate procesele verbale încheiate. Cosmin Florea, directorul Direcției Agricole Buzău, a anunțat că doar pentru culturile de toamnă pagubele sunt contabilizate la 200 de milioane de lei. Pagubele sunt înregistrate aproape din tot județul. Singura zonă unde fermierii au mai recoltat câte ceva este partea de sud, acolo unde au căzut precipitații, dar există și sisteme de irigații. La cultura din primăvară putem spune că nu este o comună unde să nu avem probleme de acest gen, dar mai mari să le putem constata pe zonele din bazinul Râmnicului Sărat, zonele de comunele din zona Râmnicului Sărat, și aici și mă refer Puiești, Vâlcene, Baltă Albă, special Berghiasa, Ziduri, Bălăceanu, Cotirleanca, Zărnești, la Covițen și din zona dinspre Rușesu, partea aceea cu începutul practic al Bărăianului, Rușesu, Largul, Luciu, Pogoanele, Padina. Deci sunt probleme aproape în tot județul. Zonele oferite, să spun așa, sunt cele dinspre sud, partea cu să se necinează cu Prahova, unde a mai beneficiat de anumite ploi și unde sistemul de irigații permite să se realizeze aceste udări fracționate care vin să compenseze lipsa de apă din soare. În concluzie, fermierii spun că anul agricol 2021-2022 a fost mai rău decât a fost până acum. Există totuși o speranță pentru anul agricol care tocmai a început. Pe când tractoarele sunt scoase la muncă pentru că agricultorii au început deja în sămânțările de toamnă. Buzoienii au revenit la cultivarea rapiței. Până acum au fost cultivate 17.000 de hectare.